ziua! Bună ziua! Bine, bine, dar totuși credeți că se poate și mai bine? Hai să mai zicem o dată doar noi, cei mici. Bună ziua! Bună ziua! Bravo! Și acum adulții. Bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumesc! Viața este un contract. Ce prești? Un emurist. Toți copiii trebuie să trăiască cu acest contract. Prețuim provocările și nu fugim de ele. Dar oare suntei pregătiți pentru a se confrunta cu o decepție? Cu așa numită ruptură contractuală? Nu! Ei sunt antrenați doar pentru succes. Unde acasă? Rolul părinților, dezvoltarea copilor supradotați. Aceasta este tema despre care vom discuta în câteva minute. Mai exact, voi spune aici trei pași pe care fiecare părinte a trebuit să-i facă pentru a crea valoare din capacitățile extraordinare ale copilului supradotat. La ora de limba română, profesoara ne-a întrebat pe fiecare la lecția familia mea ce simțim atunci când petrecem o sărbătoare în familie. Doar 10% dintre colegii mei au spus că se simt bine în familie și sunt fericiți. Am avut un adevărat șoc! Credeam că cu toții au viața mea în familie. Eu abia aștept următoarea sărbătoare în familie. Și mai este atât de puțin. Apropo, voi cum vă simțiți atunci când petreceți o sărbătoare în familie? Sunteți fericiți? Da! Nu am auzit! Sunteți fericiți? Da! În societate am observat copii și părinți care trăiesc izolați. Rar ori plâng împreună, discută despre temerile, mâhnirile, bucurile sau fricile lor. Copiii operează cu fapte logice, rezolvă probleme complicate de matematică, dar, din păcate, nu știu să-și rezolve conflictele emoționale. Nu știu să-și trăiască emoțiile, sentimentele, să-și le exprime și se întreabă apoi de ce nu se înțeleg și nu evoluează. Vorbim aici despre copiii supradotați, copii speciali, care au nevoie de suport special. Dar cine sunt cei care le acordă acest fel de sprijin? Cine sunt cei care îi descoperă și îndeamnă să lupte mai departe? Cine oare? Așa este. Sunteți voi, părinții acestor copii minunați. Sprijinul continuu care nu trebuie să dispară niciodată. Copiii învață mai întâi de la părinții lor. De aceea este important ca părinții să stea cu ei, să fie atenți la nevoile lor și să răspundă imediat la nevoile lor de dezvoltare. Pe scurt, se numește comunicare. Comunicare copilul și părinte și părinte-copil. Părinți, în loc să ne vorbiți, dialogați! Asta înseamnă a relata experimente, a ne face să înțelegem ceea ce se întâmplă în jurul nostru mai bine, a fi deschiși la curiozitățile noastre. Dialogul este de neînlocuit. Părinți, nu trebuie să fiți eroi din filme, ci persoane umane capabile să pătrundă în inima noastră. Interceptați-vă parcursul vieții cu cel al copilor voștri. Vostru este, este cauza colegii mele, Sofia, care nu prea comunică cu mama ei și dacă o face, rare ori. Iar rezultatul se vede în comportamentul ei neadecvat. Sofia, ca și mine sau ca și toți copiii aflați aici în sală, acum, cu ajutorul meu, este un copil cu capacități intelectuale deosebite. Însă, ceea ce o face diferită este tocmai acest tip de interes și de integrare pe care noi cu toții l-am căpătat de la părinții noștri. Noi suntem aici alături de părinții noștri, cunoscându-ne capacitățile noastre. Părinți, învățați-ne să ne protejăm emoțiile. Suntem foarte vulnerabili în societatea actuală. Învățați-ne cum să nu acceptăm limitarea pe care societatea actuală ne impune, cum să nu devenim sclavi tuturor problemelor sau, cum spune mama, învață să trăiești liber în pielea ta. Dacă nu părinții, cine să o facă? Emisiunile TV, învățătoarea, colega de bancă sau poate chiar altcineva? Sunt curioasă. Câți dintre voi ați dat alimente stricate copiilor voștri? Ok, evident, niciunul. Niciunul dintre voi n-ați dat alimente stricate copiilor voștri.
Dar, din păcate, mulți fac asta cu hrana psihică. La fel ca hrana destinată trupului, hrana psihică are părți mai bune sau mai puțin bune. Gândurile negative sunt echivalentul alimentelor fast food pentru trup. În loc să-l hrănească, îl intoxică. Mama, mereu înaintea unui concurs important sau a unei etape importante din viața mea, mereu mă încurajează. Comunică cu mine și îmi explică lucrurile mai bune sau mai puțin bune. Iar acum știu să acționez personal atunci când câștig sau când mi-am de investiții în mine pentru a câștiga. Acționez în spiritul câștigătorului. Părinții trebuie să creeze idei, să dea copilului o stare de fericire. Părinți, nu fiți un manual de reguli. Regulile sunt bune pentru calculatoare. Ce e de făcut? Uimiți-mă! Faceți din fiecare lacrimă o ocazie de a evolua. Știți ceva? Greșelile sunt chiar interesante. Învățați-ne cum să identificăm părțile mai bune sau de ce ar trebui să evităm a mai face asta pe viitor. În încheiere, aș vrea să înțelegeți cu toții că evoluția noastră este rezultatul sprijinului vostru petrecut cu părinții. A fi fericit nu este o opera întâmplării. Viața este o mare școală. Părinții știu că doar experimentele pot transforma personalitatea. Părinții educă emoția copiilor. A fi fericit nu înseamnă a avea o viață perfectă. A fi fericit înseamnă a avea o dragoste de părinte și a face față împreună tuturor provocărilor. Vă mulțumesc!